Urmează o sesiune care îl are ca și vorbitor pe Terry Mortensen. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre dumnealui. Este licențiat în matematică la Universitatea Minnesota. Are și un master în teologie la Trinity Evangelical Divinity School și are un doctorat în istoria geologiei la Universitatea Coventry din Anglia. Doctoratul său l-a ajutat să aprofundeze studii creaționiste și să dezvolte o lucrare creaționistă. Din anul 2001 lucrează cu organizația Answers in Genesis și în această seară ne va prezenta sesiunea a doua. Vă rog să-l aplaudați pe Dr. Terry Mortensen. Well, good evening. Bună seara. It's good to be here, and I think this is the first time I've been back in Romania since 1999. E bine să fiu aici și e prima dată când mă întorc în România după 1991. Tonight we want to look at the origin of species. Was Darwin right? În seara asta vrem să ne uităm la originea speciilor, dacă a avut sau nu Darwin dreptate. And the highest scientific organization in America is the National Academy of Sciences. Cea mai înaltă organizație științifică din America este Academia Națională de Științe. A few years ago they wrote a book in which they said this. Cu câțiva ani în urmă au scris o carte în care au scris asta. Nu există dezbatere în lumea științifică dacă evoluția a avut loc sau nu și nu există nicio dovadă că evoluția nu s-a întâmplat. So, we can all go home. Deci putem tot să mergem acasă, nu există nicio dezbatere. No, there is a debate. Nu există o dezbatere. There are many scientists in the world who reject evolution. Există mulți oameni de știință în lume care resping evoluția. And I want to share some reasons today. Și eu vreau să vă dau câteva motive astăzi. Now the evolutionary view is represented by what they call the evolution tree of life. Viziunea evoluționistă se referă la ceea ce se numește arborele evoluționist al vieții. All the different plants and animals living and in the fossil record. Toate animalele care și viețuitoarele care trăiesc în ziua de astăzi sau care se regăsesc în straturile geologice. Are descended from a common ancestor. Se trag dintr-un părinte, dintr-un strămoș comun. So that means that your great 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 grandfather. Deci asta înseamnă că stră bunicul tău is a little bacterium. Este o mică bacterie. So I like to call this theory the microbe to microbiologist theory for the origin of living things. Și aș vrea să numesc această teorie teoria microbul spre microbiolog pentru originea lucrurilor vii. And that view of the origin and history of life is based on some assumptions that control science today. Și această viziune pentru originea vieții se bazează pe niște presupuneri care controlează știința din ziua de azi. They are the assumptions of what philosophers call naturalism. Sunt niște presupuneri pe care filozofii le numesc naturalism. And there are two basic assumptions controlling science today. Și sunt două presupuneri majore care controlează știința în ziua de azi. And that's true in Great Britain and America. Și lucrul ăsta e adevărat în Marea Britanie, în America. It's true in Romania. E adevărat și în România. It's true in every other country. E adevărat în oricare altă țară. And the first assumption is that nature or matter is all that exists. Și prima presupunere este că natura sau materia este tot ceea ce există. Now, not all scientists believe that. Nu toți oamenii de știință cred asta. There are scientists who believe in God. Există oameni de știință care cred în Dumnezeu. But most scientists do their scientific work. Dar cei mai mulți oameni de știință își fac munca științifică. As if that's true. Ca și când lucrul ăsta ar fi adevărat. So they might believe in God on Sunday. Deci poate că ei cred în Dumnezeu duminică. But when they do their science, they do it as if nature is all that exists. Dar atunci când își fac cercetările, o fac ca și când doar natura există. The second assumption controlling science. A doua presupunere care controlează știința. Is that everything can and must be explained by three things. Este că totul poate fi și trebuie să fie explicat prin trei lucruri. Time, timp, chance, șansă, and the laws of nature working on matter. Și legile naturii care influențează materia. If you have those three things. Dacă ai aceste trei lucruri. Time, enough of it.
timpul suficient, millions and millions of years, milioane și milioane de ani, chance and the laws of nature, șansa și legile naturii, you can explain the origin of everything. Poți să explici originea tuturor lucrurilor. You can explain the origin of stars and galaxies. Poți să explici originea stelelor și a galaxiilor. The origin of the solar system. Originea sistemului solar. The origin of the plants and animals. Originea plantelor și animalelor. The origin of man. Originea omului. The origin of language. Originea limbilor. The origin of religion. Originea religiilor. You just need enough time, chance, and the laws of nature. Ai nevoie doar de timp, de șansă și de legile naturii. Well, those assumptions are known by another name. E bine, aceste presupuneri mai sunt cunoscute după un alt nume. They are the assumptions of the religion of atheism. Sunt presupunerile religiei ateism. And today, atheism controls science. Și astăzi ateismul controlează știința. Not all scientists are atheists. Nu toți oamenii de știință sunt ateiști. But most scientists do their scientific work as if atheism is true. Dar cei mai mulți oameni de știință își fac munca de cercetare ca și când ateismul ar fi adevărat. But there are many scientists and a growing number of scientists who reject those assumptions. Dar sunt mulți oameni de știință, chiar un număr în creștere de oameni de știință care resping aceste presupuneri. And some of them are called creation scientists. Și unii dintre ei sunt numiți oameni de știință creaționiști. And they believe that the Bible gives us the eyewitness testimony of the creator. Și ei cred că Biblia ne dă mărturia unui martor ocular asupra creației. God is not silent. Dumnezeu nu este silențios, nu tace. He has spoken. El a vorbit. And he has spoken in the Bible. Și a vorbit în Biblie. And when we turn to Genesis 1, we read this. Și atunci când deschidem la capitolul 1 din Geneza, citim asta. Astfel, atunci Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante care să facă sămânță și pomi fructiferi, care să dea rod cu sămânță în el potrivit soiului lor. Și așa a și fost. Pământul a dat vegetație, plante care fac sămânță potrivit soiului lor și pomi care dau rod cu sămânță în el potrivit soiului lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun. So we see a phrase that's repeated three times here. Deci vedem o frază care este repetată de trei ori aici. God created different kinds of plants to reproduce after their kind. Dumnezeu a creat trei feluri de plante care să se reproducă după felul lor. Then on day 5 God created the sea creatures and birds. Apoi în ziua a cincea a creat mișunătoarele apelor și păsările. And on day 6 he created the land animals and man. Și în ziua a șasea, animalele de uscat și oamenii. And that phrase appears again on those days. Și apoi aceeași frază apare din nou în acele zile. So 10 times in Genesis 1 God says he created different kinds to reproduce after their kind. Deci în mai multe locuri Dumnezeu a spus în Geneza că a creat diferite feluri care să se reproducă după felul lor. Now you've noticed that there are two different words used here in the Romanian Bible. Acum ați observat că sunt două cuvinte diferite folosite în Biblia românească. You remember the title of Charles Darwin's book? Vă amintiți titlul cărții lui Charles Darwin? The Origin of the Species. Originea speciilor. He argued that species change. El susținea că speciile se schimbă. And he argued against a view that said that the species today are just like God created them at the beginning. Și el susținea acest lucru în fața celor care spuneau că speciile din ziua de astăzi sunt exact la fel ca și speciile create de Dumnezeu la început. But Darwin was not arguing against a biblical view. Dar Darwin nu argumenta împotriva viziunii biblice. Here is how modern scientists classify animals. Iată cum sunt clasificate în știința modernă animalele. And you see that species is the smallest classification. Vedeți că specia este cea mai mică unitate taxonomică. What Darwin was writing against was the idea that the species is the same as the created kind in Genesis 1. La ce se opunea Darwin era că specia ar fi același lucru ca și felul la momentul creației, ca și familia. But there were Bible-believing Christians just before Darwin. Dar existau și oameni care credeau în Biblie și înainte de Darwin. And there are creation scientists today. Și există știință creaționistă astăzi. Who say the original created kinds were not the same thing as species. Care spune că felurile create la origine nu e același lucru cu speciile. Except maybe in the case of mankind. În afară poate de cazul omului. But as a result of ongoing research, creation scientists think.
Dar că rezultatul al unei cercetări continue, oamenii de știință creaționiști consideră că that the original created kinds are at the level of family. Felul acela care a stat la baza creației originale este ceea ce numim astăzi familie. So you could have new species form. Deci poți să ai specii noi care se formează. But they would still be in that particular kind. Dar vor fi în continuare în interiorul aceleiași familii. Now on day 6 God created mankind. În ziua 6-a Dumnezeu a creat omul. But he didn't create all those people. Dar nu i-a creat pe toți acești oameni. He created Adam and Eve. I-a creat pe Adam și Eva. And what we understand now, și ceea ce înțelegem acum, is that in the genetic code, the DNA of Adam and Eve, este că în codul genetic, în ADN-ul lui Adam și Eva, was all the genetic information to produce all that variety. A existat toată informația genetică pentru a produce toată această varietate. On the sixth day, God created the cat kind. În a șasea zi, Dumnezeu a creat felinele. But he didn't create all those cats. Dar nu a creat toate acele pisici. He created the cat kind. A creat felul felinelor. With the genetic information to produce all that variety of cats. Cu informația genetică necesară pentru a produce toată această varietate de feline. He created the elephant kind. A creat felul elefanților. With genetic information to make lots of hair, not very much hair. Cu informație genetică pentru a produce mult păr sau nu așa de mult păr. To make large ears, smaller ears. Pentru a face urechi mari sau urechi mai mici. To make long tusks and short tusks. Pentru a face fildeș lungi sau scurți. And to eventually produce the mastodon, the woolly mammoth, the African elephant and the Asian elephant. Și astfel a fost produs până la urmă mastodontul sau elefantul african sau elefantul asiatic. He created the horse kind with the ability to produce a lot of variety. A creat cabalinele cu capacitatea de a produce o mare varietate. But then we see that phrase again in Genesis 6. Dar apoi vedem această frază din nou în Geneza 6. And God told Noah to take two of every kind of land animal and bird on the ark. Și Dumnezeu i-a spus lui Noe să ia câte două din fiecare fel de animale de uscat. Not two of every species. Nu din toate speciile. Two of every kind. Ci două din fiecare fel, din fiecare familie. So he took two of the dog kind. Deci a luat două exemplare din canine, din canide. He didn't take two poodles and two German shepherds and two great danes. Nu a luat doi pudeli, doi ciobănești germani sau doi dog german. And so from these statements we create what I like to call the creation forest of life. Deci bazându-ne pe astea, facem ceea ce noi nouă ne place să numim pădurea vieții creaționiste. Each tree in the forest is a different kind of creature. Fiecare pom din această pădure este o altă creatură. So, that's the dog kind. Deci astea sunt canidele. The elephant kind. Elefanții. The cat kind. Felinele. And so on. Și așa mai departe. And he built into the genetic code of those first creatures. Și a fost construit în codul genetic al acelor făpturi inițiale. The ability to produce variety within their kind, represented by the branches. Abilitatea de a produce varietate în interiorul familiei lor, reprezentată de aceste crengi, îngrămături. And Noah took two of every kind onto the ark. Și Noe a luat câte două din fiecare familie pe arcă. And they've had more time to produce more variety within their kind. Și acestea au avut mai mult timp să producă mai multă varietate în interiorul familiei. But one kind doesn't change into a different kind. Dar o familie nu se schimbă în altă familie. So two different views of the origin and history of life. Deci sunt două viziuni diferite asupra originii și istoriei vieții. Now we need to understand that all the scientists, whether they're evolutionists or creationists, have the same facts. Dar trebuie să înțelegem faptul că toți oamenii de știință, indiferent dacă sunt creaționiști sau evoluționiști, au aceleași fapte la dispoziție. They have the same living creatures, the same fossils, the same DNA to study. Au aceleași ființe vii, aceleași fosile, aceleași creaturi pe care să le studieze. But if they start with naturalistic assumptions, dar dacă pornesc de la niște ipoteze naturaliste, they're going to come up with the idea of evolution to explain origins. Vor ajunge la o concluzie evoluționistă pentru a explica originile.
Scientists who start with biblical assumptions, dacă pornesc de la niște ipoteze biblice, see all kinds of scientific evidence that confirms creation. Vor vedea tot felul de dovezi științifice care confirmă creația. Now we need to define our terms carefully. Trebuie să ne definim foarte atent termenii. Evolutionists will often say evolution is change. Evoluționiștii vor spune foarte des că evoluția înseamnă schimbare. But it's a certain kind of change. Dar este un anume fel de schimbare. I'm changing. Eu mă schimb. I don't look exactly like I did when I was 18 years old. Nu mai arăt exact cum arătam la 18 ani. But I am not evolving. Dar nu evoluez. I am not on the way to becoming Superman. Nu sunt pe cale să devin Superman. I'm on the way down. Sunt pe drum în jos. Not on the way up. Nu în sus. So evolution is a certain kind of change. Deci evoluția este un anume fel de schimbare. I call it vertical change. Numesc asta o schimbare verticală. From one kind of creature into a completely different kind of creature. Dintr-un fel de ființă, de creatură, într-o cu totul altă formă de creatură. Now, creationists believe in change, și creaționiștii cred în schimbare. But we believe in horizontal change. Dar noi credem în schimbare orizontală. So, God created a variety of single-celled creatures at the beginning. Deci Dumnezeu a creat la început o varietate de celule, de creaturi unicelulare. With the ability to produce variety within their kind. Cu posibilitatea de a crea varietate în interiorul familiei lor. But not to change into a multi-celled creature. Dar nu să se transforme într-o creatură multicelulară. He created different varieties of fish. A creat diferite varietăți de pește, diferite familii. To reproduce after their kind. Ca să se reproducă după felul lor, după familia lor. But not to change into a different kind of fish. Dar nu să se schimbe într-un alt fel de pește. Or into a non-fish. Sau într-un animal nepește. And he supernaturally created the first amphibians, reptiles, birds, mammals and people. Și în mod supranatural a creat amfibieni, reptile, păsări și oameni. To produce variety within their kind, but not to change into a different kind. Să producă varietate în interiorul familiei lor, dar nu să se transforme într-o altă familie de creaturi. Now, here's the problem. Acum uite care e problema. Evolutionists are constantly giving us examples of variation within a kind. Evoluționiștii ne dau în mod constant exemple de varietate în interiorul unei familii. And they say, "See, that's evolution." Și ne spun, vedeți, asta e evoluția. No, that's not evolution. Nu, asta nu este evoluția. That's creation. Asta este creație. This is evolution. Asta e evoluția. And it is not only contrary to what the Bible teaches. Și asta nu este doar contrar cu ceea ce ne învață Biblia. It is contrary to the real scientific evidence. Este contrară cu dovezile științifice reale. So let's look at some of that scientific evidence. Haideți să ne uităm la unele dintre aceste dovezi științifice. And we'll consider first the fossils. Și vom lua prima dată fosilele. And the fossils are found in the rocks of the earth, like we see in the Grand Canyon. Fosilele se găsesc în stâncile, în rocile de pe pământ, așa cum vedem și în Marele Canyon. But those rock layers are in every continent. Dar acele straturi geologice sunt în fiecare continent. And evolutionists picture the history of life with charts like this. Și evoluționiștii își imaginează istoria vieții cu astfel de grafice. So you have the geological ages of millions of years. Deci vedem vârstele geologice de milioane de ani. And then it shows that we start with simple bottom-dwelling sea creatures. Și apoi ne arată că începem cu niște creaturi simple care locuiesc pe fundul mării. And then we have fish, amphibians, reptiles, mammals, birds and people. Și apoi pește, amfibieni, reptile, mamifere, păsări, oameni. Now this doesn't exist anywhere in the real world except in textbooks and magazine articles. Deci treaba asta nu există nicăieri în lumea reală cu excepția manualelor sau în articole din reviste. There is nowhere where you can drill down into the earth. Nu există niciun loc în care poți să sapi în pământ. And find that nice neat progression. Și să vezi această progresie frumoasă. There are sea creatures all the way through the fossil record. Există creaturi ale mării peste tot în straturile geologice. And there is a general pattern, but it's more complex than this. Și este un tipar general, dar este mult mai complex decât cel prezentat aici. Here's a chart from Scientific American, a leading science magazine. Acesta este un grafic din Scientific American, o revistă de vârf a științei americane.
And it shows how all the animals up at the top are mammals descended from a common ancestor. Și ne arată cum toate aceste animale din vârf sunt mamifere care provin dintr-un strămoș comun. And you can see the dotted blue lines here. Și puteți vedea aici aceste linii întrerupte albastre. Sometimes they have a name, sometimes a picture. Uneori au un nume, they have a name. Sometimes no name or no picture. Uneori este un nume, este o imagine, alteori nu este niciun nume și nicio imagine. There's the first mammal. Acolo este primul mamifer. Descended from a non-mammal, a reptile. Care provine dintr-un nemamifer, dintr-o reptilă. They have no idea what that creature was. Dar n-au nicio idee despre ce a fost acea creatură. But the question I want to ask is this. Dar întrebarea pe care eu vreau să o pun este următoarea. This shows how far down in the fossil record we find these creatures. Aceste linii ne arată cât de adânc în straturile geologice putem găsi aceste creaturi. But do they have fossil evidence for these dotted blue lines? Dar există dovezi în straturile geologice pentru aceste linii întrerupte? And I call as my expert witness the late Dr. Stephen Jay Gould, who died a few years ago. Și acesta este martorul meu expert, domnul Stephen Jay Gould, care a murit cu câțiva ani în urmă. One of the most famous evolutionists of the 20th century in America. Unul dintre cei mai faimoși evoluționiști ai secolului 20 din America. Professor of geology and paleontology at Harvard University. Profesor de geologie și paleontologie la Universitatea Harvard. And an expert on the fossil record. Și un expert în straturile geologice. He said this. Și a spus asta. Raritatea extremă a formelor intermediare în evidența fosilelor persistă ca și un aranjament secret al paleontologiei. Schemele evoluției care abundă în manualele noastre conțin date doar în vârfuri și la nodurile ramurilor. Restul este deducție, oarecum rezonabilă, nu dovada fosilelor. So he said, we don't have the fossil evidence for the branches in the tree. Deci a spus că noi nu avem dovada în fosile pentru ramurile pomului. So, arborelui. I go back to that chart and I erased the dotted blue lines. Deci mă întorc înapoi la acel grafic și șterg liniile punctate. But we have to do something else. Dar trebuie să mai facem ceva. Because the blue bars are not in the fossil record. Pentru că aceste coloane albastre nu sunt în straturile geologice. They're on the page of this magazine article. Ci sunt pe paginile acestui articol de revistă. It's the creatures up at the top that are in the fossil record. Ființele de la din vârf sunt în evidența fosilelor. And as far down in the rocks as we find a kangaroo. Și cât de adânc mergem în straturile geologice să găsim un cangur? Guess what it looks like. Ghiciți cum arată? 100% kangaroo. Arată 100% ca un cangur. As far down in the fossil record as we find a bat. Deci oricât de adânc am merge în straturile geologice să găsim un liliac, guess what it looks like. Ghici cum arată. 100% bat. 100% ca un liliac. And the same is true of all those other creatures. Și la fel, același lucru este adevărat pentru toate acele ființe. So it's very misleading to bend those bars towards the middle. Deci e foarte manipulator să îndoi aceste coloane jos, la capăt, către mijloc. So I will straighten those so we can see the fossil evidence. Deci le voi îndrepta ca să vedem exact dovezile fosile. And that shows that creatures have always reproduced after their kind. Și asta ne arată că de fapt ființele întotdeauna s-au reprodus conform familiei lor. In that article that I quoted, Dr. Gould said there are two characteristics of the fossil record. În acel articol din care l-am citat pe doctorul Gould, spune că există două caracteristici ale dovezilor din fosile. So abrupt appearance and stasis. O apariție bruscă și o stagnare. So the first time a creature appears in the lowest rock layer. Deci atunci când prima dată apare o creatură în stratul cel mai de jos geologic, it appears fully formed, fully recognizable. Apare complet format, complet recunoscutibil. As we come up through the rock layers, și cum mergem în sus prin aceste straturi, it basically stays the same. Rămâne la fel. Oh, it might have longer legs or shorter legs. Da, poate că are picioare mai lungi sau picioare a longer mai scurte, snout or a shorter snout. Un cioc mai lung sau mai scurt sau o trompă.
But it's the same kind of creature. Dar este exact același fel de creatură. But that's just another way of saying what God said. Dar este doar un alt fel de a spune ceea ce a spus Dumnezeu. Creation according to their kind. Creație după felul fiecăruia. So when we really look at the fossil record, it doesn't support the evolution tree. Deci atunci când ne uităm la dovezile din fosile, din straturile geologice, de fapt nu susțin arborele evoluționist. But it's consistent with what we see or what we read in Genesis. Dar în schimb este, se potrivește cu ceea ce vedem în Geneza. What about the study of living creatures? Cum rămâne cu studierea ființelor vii? Well, there's not an evolutionist in this world who would come to this on a beach in Florida. Nu există niciun evoluționist din lume care atunci când ar întâlni așa ceva pe o plajă din Florida. And say, isn't it amazing what time and chance and the laws of nature produce? Și să spună, uite ce extraordinar este ce a creat timpul, șansa și legile naturii. They would all know that's the result of creative intelligence. Ar ști cu toții că asta este rezultatul inteligenței creative. Werner Gitt is a German scientist. Werner Gitt este un om de știință german. He is an expert in information theory. Este expert în teoria informației. And in his book, In the Beginning Was Information, we read this. Și în cartea lui numită La început a fost informația, citim asta. Nu există nicio lege a naturii cunoscută, niciun proces cunoscut și nicio succesiune de evenimente care pot face ca informațiile să-și aibă originea în ele însele. Information does not come from matter. Informația nu vine din materie. It always comes from a mind. Întotdeauna vine dintr-o minte. Now here you see some really nice clouds. Aici vezi niște nori minunați. They're the result of time and chance and the laws of nature. Sunt rezultatul timpului, șansei și a legilor naturii. They're pretty clouds. Sunt drăguți. But they don't convey any information. Dar nu transmit, nu conțin niciun fel de informație. But there are no evolutionists who believe that those clouds are the result of time and chance and the laws of nature. Dar niciun evoluționist nu ar crede că acești nori sunt rezultatul timpului, a șansei și a legilor naturii. It took creativity and intelligence to fly the airplane to make those clouds. A fost nevoie de creativitate și de inteligență pentru a zbura cu un avion și a face acești nori. Here are some beautiful rocks, the result of time and chance and the laws of nature. Aici sunt niște roci minunate, rezultatul timpului, a șansei și a legilor naturii. But they don't convey any information. Dar nu conțin niciun fel de informație. But no evolutionist believes that those rocks are the result of time and chance and the laws of nature. Dar niciun evoluționist nu ar crede că aceste stânci sunt rezultatul timpului și a șansei și a legilor naturii. So, we see objects like this in our world. Deci noi vedem astfel de obiecte în lumea noastră. And I have never seen any of those come into existence. Și n-am văzut niciodată ca oricare dintre acestea să apară. But I know that they are the result of a tornado blowing through a junkyard. Dar sunt convins că sunt rezultatul unui tornado care a suflat printr-un loc cu vechituri. No. No. They're the result of an enormous amount of creative intelligence. Sunt rezultatul unei cantități enorme de inteligență creativă. In which engineers left nothing to chance. În care inginerii nu au lăsat nimic la voia șansei. But those objects are simple. Dar acele obiecte sunt simple compared to the simplest living things. În comparație cu cea mai simplă ființă vie. This is not the simplest. Asta nu e cea mai simplă. But it is a microscopic insect. Dar este o insectă microscopică. And it has compound eyes. Și are ochi compuși. Very complex mouth structure. O structură bucală de gură foarte complexă. And then these antenna-like structures. Și aceste structuri ca niște antene. And hair-like structures. Și păr. There's nothing simple about this creature. Nu este nimic simplu la această creatură. And unlike those creatures, those objects, și spre deosebire de acele obiecte, this creature and his wife can have babies. Această creatură și soția lui pot avea copii. And that's a whole another complicated thing. Și asta e o chestiune diferită, foarte complexă. Now, where did the information come from for making that creature? De unde a venit informația pentru a face această creatură? It comes from the DNA molecule. Vine din molecula ADN. The DNA molecule is a molecule in virtually every cell of your and my body.
Această moleculă de ADN este o moleculă prezentă în fiecare celulă din corpul tău sau al meu. And in the cells of every plant and animal. Și în celulele fiecărei plante sau animal. And it carries the information for producing those different creatures. Și poartă informația necesară pentru a produce acele ființe. Now, just as the English language is made up of 26 letters. La fel cum limba engleză este formată din 26 de litere. And you can combine those letters in different ways to make words and sentences and books of information. Și poți să combini acele litere în multe feluri pentru a produce cuvinte, propoziții și cărți în limba respectivă. So also DNA is a biological language. La fel și ADN-ul este un limbaj, o limbă biologică. Represented by four letters, reprezentată de patru litere, C, T, G și A. And those are combined in different ways to make biological words and sentences and whole books of information. Și acestea sunt combinate în felul lor pentru a produce alte cuvinte și propoziții și cărți în sens biologic. It's like the Morse code. E ca și codul Morse. If you know the code and you have a rope and some beads and a rod and rods, dacă cunoști codul și ai niște sfoară și niște ace și niște bețe, you can spell the word help. Poți să formezi cuvântul ajutor. And if you have enough beads and rods and a long enough rope, și dacă ai suficiente mărgele și bețe și o sfoară suficient de lungă, you can spell the whole Bible. Poți să zici pe litere întreaga Biblie. But the rope does not create the information. Dar sfoara în sine nu creează informația. The beads and rods don't create the information. Mărgelele și bețele nu creează informație. They're just carrying the information in that coded sequence. Ele doar poartă informație în acea secvență codată. And DNA is like that. Și ADN-ul este la fel. Now the DNA is the most compact information storage system known to man. ADN-ul este cel mai compact mod de a stoca informație cunoscut de om. It makes our most powerful microcomputer chips look like nothing in comparison. Face ca cele mai performante chipuri de calculator să fie ca nimic în comparație cu ele. And if you took all the human DNA that you could fit on the head of a pin. Și dacă iei tot ADN-ul uman pe care poți să-l pui pe vârful unui ac. That would be about 155 million human DNA molecules. Ar fi cam 155 de milioane de molecule de ADN uman. And they would carry the amount of information equivalent to a stack of books from the Earth to the Moon 240 times. Și ar purta o cantitate de informație care ar trebui pusă în așa de multe cărți încât ai putea să acoperi toată distanța de la Pământ până la Lună de 240 de ori. Or a stack of CDs 1800 kilometers high. Sau un raft de CD-uri de 1810 kilometri. That's a lot of information. E o grămadă mare de informație. Where did the information come from for making living creatures? De unde a venit această informație pentru a face ființe vii? Well, to answer that, we need to answer two questions. Pentru a da un răspuns la această întrebare, trebuie să răspundem la două alte întrebări. First, where did the DNA information for the first living microscopic creature come into existence? În primul rând, de unde a venit informația genetică pentru prima vietate microscopică? Now, for the creationist, that's easy. Pentru creaționist e ușor. The infinitely intelligent creator made the DNA and the creature. Creatorul infinit de inteligent a creat ADN-ul și creatura, ființa. But the evolutionists only have time and chance and the laws of nature to explain this. Dar evoluționiștii au doar timp, șansă și legile naturii pentru a explica acest lucru. So how are they going to get that first living creature? Deci cum o să se producă această primă ființă vie? In 1953, this famous experiment was conducted at the University of Chicago. În 1953, acest experiment faimos a fost desfășurat la Universitatea din Chicago. And Stanley Miller, a graduate student and his professor, imagined what the early atmosphere was like. Și Stanley Miller, un absolvent și profesorul lui, au încercat să-și imagineze cam cum putea să fie atmosfera primordială. And they simulated a lightning strike. Și au simulat un fulger. To see what they would produce. Să vadă ce s-ar putea produce. And they produce some amino acids, which are the building blocks of life. Și au produs niște aminoacizi care sunt o cărămidă de bază a vieții. But they're not life. Dar nu sunt viață.
But most of what they produced was just worthless tarry material. Dar în mare parte ceea ce au produs a fost un fel de material ca și smoala. Well, Stanley Miller went on to devote his whole scientific career to the question of the origin of life. Apoi Stanley Miller și-a dedicat întreaga carieră științifică pentru a rezolva problema originii vieții. He still has no idea. Încă tot nu are nicio idee. In fact, Paul Davies is a very famous astrobiologist. De fapt, Paul Davies, un astrobiolog foarte faimos. And he says this. Spune asta. Cum au putut niște atomi stupizi să-și scrie în mod spontan propriul lor software? Nimeni nu știe. Nu există nicio lege a fizicii capabilă să creeze informație din nimic. So, the answer to the first question, the creationists can answer it. Deci, la prima întrebare, creaționiștii pot da un răspuns. But the evolutionists have no idea. Dar evoluționiștii n-au nicio idee. And right there, the theory of evolution is dead. Și chiar acolo teoria evoluționistă este moartă. Because if the evolutionists can't explain how the first living creature came into existence, pentru că evoluționiștii nu pot să explice cum a apărut prima ființă vie, they can't explain how any other creatures came into existence. Nu pot explica nici cum alte ființe vii au apărut. So let's suppose, for sake of argument, that somehow that first living microscopic creature came into existence by chance. Deci haideți să presupunem doar de dragul discuției că a apărut cumva prin șansă acea primă vietate. The second question is this. A doua întrebare este asta. Cum s-a schimbat și s-a multiplicat informația genetică a primei celule de la prima ființă vie, astfel încât să producă tot felul de plante și animale pe care le vedem în colecțiile de fosile și viețuind astăzi? In other words, how do you go from a microbe to a microbiologist? În alte cuvinte, cum ajungi de la un microb la un microbiolog? And the two supposed mechanisms of evolution are natural selection and random mutation. Și cele două presupuse mecanisme ale evoluției sunt selecția naturală și mutațiile aleatorii. And we'll consider each of those points. Și vom discuta despre ambele. Now the first thing to say is that natural selection is a fact. Primul lucru de spus este că selecția naturală este un fapt demonstrat. All creationists believe in natural selection if they're informed. Toți creaționiștii, dacă sunt informați, cred în selecție naturală. But natural selection is not evolution, as I'm going to show. Dar selecția naturală nu este evoluție, cum vă voi demonstra. And in fact, it is a conservative process, not a creative one. Și de fapt, selecția naturală este un proces conservator și nu unul creativ. And the name implies this. Și numele presupune asta. Nature is selecting from what's already there. Natura selectează din ceea ce deja există. So here you have the family of dogs. Deci uite aici familia Canis. You have the wild dogs on the outside and an example of a domestic dog in the middle. Ai câini, cum ar veni, sălbatici în exterior și unul domestic în interior. And this is taken from a university textbook. Imaginea este luată dintr-un manual universitar. And the arrows show that the wild dogs can interbreed with the domestic dogs. Și aceste săgeți arată că câinii sălbatici pot să se reproducă cu câinele domestic. They don't normally. În mod normal nu fac asta. Because we keep our dogs in our house or in a fenced-in area. Pentru că ne ținem câinii izolați în casă sau într-o zonă îngrădită. And the wild dogs could interbreed. Dar la fel și cei sălbatici ar putea să se reproducă între ei. They don't normally because they don't live near each other or they like to marry somebody that looks like them. În mod normal nu fac asta pentru că sau nu trăiesc în apropiere unii de alții sau le place să se căsătorească cu unii care arată ca ei. And creationists and evolutionists are in agreement. Și la fel creaționiștii și evoluționiștii sunt de acord. That the first dog from which all of these dogs developed. Că primul câine sau primul canid din care au fost dezvoltate toate aceste diferite rase sau varietăți. Was something like a gray wolf. A fost ceva ce semăna cu un lup brun. And in the genetic code of those first dogs. Și în codul genetic al acelor primi câini. Was all the genetic information for these other dogs. Exista toată informația genetică pentru toți ceilalți care urmau să fie. And eventually a chihuahua. Și până la urmă a apărut și un chihuahua.
Although you would probably have to throw in a few hundred or thousand mutations to make a chihuahua. Dar probabil că ar trebui acolo să existe câteva sute sau mii de mutații ca să ajungă la un chihuahua. But this is not evolution. Dar asta nu este evoluție. Because all the genetic information for all those dogs was in the gray wolf. Pentru că toată informația genetică pentru toți acești câini a fost deja în acel lup inițial. And if all the other dogs died and we only had chihuahuas. Și dacă toți ceilalți câini ar muri și am rămâne doar cu chihuahua. You could breed those chihuahuas for trillions of years. Ai putea să înmulțești acei chihuahua miliarde de ani. And you would never produce a gray wolf. Și niciodată nu o să produci un lup. There's been a loss of genetic information. A fost o pierdere de informație genetică. Now let's look at natural selection a little more closely. Hai să ne uităm un pic mai atent, mai de aproape la selecția naturală. And we'll use the example of the length of hair. Și vom lua ca exemplu lungimea părului. Now it's more complicated than this. E un pic mai complicat de atât. But this illustrates the point. Dar asta ilustrează ideea. Let's say there's a gene for short hair and a gene for long hair. Hai să spunem că este o genă pentru păr lung și o genă pentru păr scurt. And sometimes these blend together to produce a medium effect, in this case medium length hair. Și câteodată acestea se amestecă, se combină pentru a produce o lungime medie, în cazul nostru păr mediu. Now if they have babies, what will they produce? Dacă ei vor avea pui, ce vor produce? Well, they'll produce some short-haired puppies. Vor avea niște pui cu părul scurt. Because they get the short-haired gene from mom and the short-haired gene from dad. Pentru că iau gena pentru părul scurt de la mamă și gena pentru părul scurt de la tată. They'll produce some just like themselves. Vor produce unii exact ca și ei. And they'll produce some long-haired puppies. Și unii cu părul lung. They get the long-haired gene from mom and the long-haired gene from dad. Gena de păr lung de la mamă și gena de păr lung de la tată. That's not evolution. Asta nu e evoluție. That's just a shuffling of the genetic information. Este doar un amestec al informației genetice. Now, if we separated the dogs, the long-haired dogs from the others, acum dacă i-am separat pe câinii cu păr lung de ceilalți, what would they produce? Ce vor produce ei? They'd only produce long-haired puppies. Ar produce pui doar cu părul lung. Because they've lost the genetic information for short hair. Pentru că au pierdut informația genetică necesară pentru a produce păr scurt. And this is how human breeders develop new breeds of dogs. Și în așa fel oamenii care sunt amelioratori de rase produc diferite rase de câini. They select for certain characteristics that they want. Ei selectează anumite caracteristici pe care le vor. So you have two dogs that come off the ark after the flood. Deci ai doi câini care vin de pe arcă după potop. And they start to have babies. Și încep să aibă pui. And they start to go wherever their nose leads them. Și încep să meargă pe unde îi poartă nasul. There are no fences in the post-flood world. Nu există garduri în lumea de după potop. And some of those dogs migrate from the Middle East up into Europe. Și unii dintre acești câini migrează din Orientul Mijlociu în Europa. And it's getting colder and colder every winter. Și se face tot mai frig și mai frig în fiecare iarnă. And pretty soon the short-haired dogs die. Și în scurt timp câinii cu părul scurt mor. They don't survive the winter. Ei nu supraviețuiesc iernii. And pretty soon it's only the long-haired dogs that survive. Și în scurt timp doar câinii cu păr lung supraviețuiesc. To reproduce in the spring. Pentru a se reproduce primăvara. So nature has selected the dogs with the right characteristic for a particular environment. Deci natura a selectat câinii care aveau caracteristici potrivite pentru un anume tip de climă. And the opposite happens with dogs migrating to Africa. Și exact opusul se întâmplă cu câinii care au migrat spre Africa. And there the short-haired dogs will have the advantage. Și acolo câinii cu păr scurt vor avea avantaj. So, natural selection can explain the survival of the fittest. Deci selecția naturală poate explica supraviețuirea celui mai puternic. But it doesn't explain the arrival of the fittest. Dar nu poate explica apariția celui mai puternic. Where did the dogs come from in the first place? De unde vin câinii ăștia în primul rând? How do you get a dog from what is not a dog? Cum poți să ai un câine din ceva ce nu este câine? Darwin never explained that. Darwin n-a explicat niciodată acest lucru. And no evolutionist has either. Și niciun evoluționist n-a explicat. So in a biblical view, deci într-o viziune biblică, natural selection is the method that God used to preserve representatives of the original created kinds. Selecția naturală este metoda proiectată de Dumnezeu de a păstra reprezentanții creației originale.
so that he wouldn't have to constantly do miracles to keep the whole system working. Ca să nu fie nevoie ca în mod continuu să tot facă miracole să țină sistemul în funcțiune. So natural selection cannot explain how you can go from a microbe to a microbiologist. Deci evoluția nu poate să explice cum poți ajunge de la un microb la un microbiolog. What about mutations? Dar ce se întâmplă cu mutațiile? Do they supply the new genetic information? Ne dau ele informația nouă genetică? Well, what's a mutation? Ce este o mutație? A mutation is a mistake, a copying mistake in the process of reproduction. Mutația este o greșeală de copiere în procesul reproducției. The mom and the dad make a copy of their DNA and then it's joined together mama in a fertilized egg. Mama și tata fac o copie a ADN-ului lor și acestea sunt unite în ovulul fertilizat. And sometimes a mutation causes a loss of genetic information. Și uneori o mutație produce o pierdere de material genetic. And so it produces something like this. Așa că produce ceva de genul ăsta. A chicken without any feathers. Un pui fără pene. He would not do well out in the wild. Nu s-ar descurca bine în sălbăticie. He'd freeze to death. Ar îngheța și ar muri. Sometimes a mutation causes a duplication of information. Uneori mutația produce o duplicare a informației. This Chinese boy was born with 15 fingers and 16 toes. Acest copil chinez a fost născut cu 16 degete la picioare și 15 degete la mână. That's not helpful. Asta nu ajută. And Chinese doctors did surgery on him, so he has the right number. Și doctorii chinezi l-au operat ca să aibă numărul corect. He had the genetic information for toes and fingers. Avea informația genetică pentru degete la picioare și la mâini. He just made too many. Doar că a făcut prea multe. So that's not really an increase in genetic information. Deci asta nu este o mărire a informației genetice. These are fruit flies. Astea sunt niște muște, musculițe. And they have been the object of a lot of evolutionist research. Și ele au făcut obiectul unor cercetări extinse în domeniul evoluției. They bombard these creatures with radiation to see what kinds of mutations they can produce. Le bombardează cu radiații ca să vadă ce fel de creaturi se vor produce. And they've produced fruit flies with fringed wings. Și au produs musculițe de oțet care aveau franjuri pe marginile aripilor. With little tiny wings. Sau cu aripi mici. No wings at all. Sau fără aripi deloc. An extra set of wings. Sau niște aripi în plus. But no muscles to run those wings. Dar fără mușchi care să le miște. So those wings get in the way of the ones that work. Deci acele aripi stăteau în calea celor care funcționau. They've produced legs coming out of the eyes. Au produs picioare care ieșeau din ochi. None of those mutants are an improvement on the fruit fly. Niciuna dintre aceste mutații nu au fost o îmbunătățire a musculiței de oțet. And if they were let out into the wild, și dacă li se dădea drumul în sălbăticie, nature would select them out. Natura i-ar fi selecționat să nu mai fie. So mutations are a fact. Deci mutațiile sunt un fapt dovedit. But mutations almost always reduce the genetic information. Dar mutațiile aproape întotdeauna reduc informația genetică. And they have never been observed to increase functional genetic information. Și nu au fost niciodată observate să înmulțească informația funcțională genetică. To make new body parts or new functions that weren't there in the organism. Pentru a produce membre sau funcții noi care nu au fost acolo în organismul inițial. And this makes sense. Și totul are sens. If you had a desktop computer. Dacă ai un calculator. And you had a 2-year-old. Și ai un copil de 2 ani. And you had a box of computer parts. Și ai o cutie cu componente de calculator. And you took the side off the computer tower. Și dai la o parte capacul de la unitatea centrală. And you said to little Stephen. Și îl trimis pe Stephen cel mic. Stephen, you can change any part in the computer for any part in the box. Și îi spune că, Steven, poți să schimbi orice parte din computer cu orice parte din cutie. That would be like a mutation. Ar fi ca o mutație. A blind, purposeless, directionless change. O schimbare oarbă, fără scop și fără rezultat. If Steven could make changes like that. Dacă Steven ar putea face schimbări așa. And we didn't let him take a nap, we didn't let him stop for eating. Și nu l-am lăsat să doarmă sau să se oprească să mănânce.
Could he eventually change that into a laptop? Ar putea vreodată într-un final să schimbe calculatorul într-un laptop? No. Nu. He would probably kill the computer with the first change. Probabil că doar ar ucide computerul la prima schimbare. Mutations are not helpful. Mutațiile nu ajută. Lee Spetner is a Jewish scientist. Lee Spetner este un om de știință evreu. And an expert on mutations. Și expert în mutații. And this book, not by chance, is all about mutations and evolution. Și această carte, nu prin șansă sau nu din întâmplare, este o carte despre mutație și evoluție. He says this. Și spune asta. Totul arată că mutațiile care au fost studiate la nivel molecular s-au dovedit să reducă informația genetică și nu au sporit-o. So, mutations are not helpful. Deci mutațiile nu ajută. We have about 7,000 diseases in the human family caused by mutations. Avem cam 7,000 de boli în familia umană care este boli cauzate de mutații. So if you had the DNA for an amoeba, deci dacă ai ADN-ul pentru o amoebă, it would have all the information for making every characteristic of an amoeba. Ar avea toată informația necesară pentru a forma toate caracteristicile amebei. But there would be no genetic information there to make a horse. Dar n-ar exista acolo niciun fel de informație genetică pentru a crea un cal. There's no information in an amoeba for making legs or hair or a stomach or a head. Nu există niciun fel de informație genetică într-o amoebă pentru a crea picioare sau păr sau un cap. Horse DNA has that information. ADN-ul unui cal are această informație. So, the question is, where do we get the new information? Deci întrebarea este, de unde vine această nouă informație? And at this point, evolutionists will say, și în momentul ăsta evoluționiștii vor spune, okay, we agree that most mutations are not helpful. Bun, suntem de acord că cele mai multe mutații nu ajută. But they say, dar ei spun, there are beneficial mutations. Există mutații benefice. Now we have another misleading word. Asta este din nou un cuvânt care te induce în eroare. Beneficial. Benefic. You've maybe heard in the media, in the newspaper. Poate că ați auzit în media, în ziare. Evolution is happening right before our eyes in the hospital. Evoluția se produce în fața ochilor noștri în spitale. Bacteria are developing resistance to antibiotics. Bacteriile își dezvoltă o rezistență la antibiotice. And they say, see, this is evolution. Și ei spun, vedeți, asta este evoluție. No, it's not. Nu, nu este. Let me give you one example. Haideți să vă dau un exemplu. H. pylori is a bacterium that causes a disease in humans. Helicobacter pylori este o bacterie care produce o boală în oameni. And doctors have figured out how to kill this bacterium. Și doctorii și-au dat seama cum să ucidă această bacterie. They give the antibiotic to the human patient. Dau un antibiotic pacientului uman. It's absorbed through the cell wall of the little bacterium. Acest antibiotic este absorbit prin membrana celulei bacteriei. And from research they know that a bacterium will produce an enzyme that will convert the antibiotic to poison. Și prin cercetare și-au dat seama că acea bacterie va produce o enzimă care va converti, va transforma antibioticul într-o otravă. So it's a form of assisted suicide. Deci este un fel de sinucidere asistată. But there are mutant H. pylori. Dar există helicobacteri mutanți. And because of a mutation, they can't produce the enzyme that will convert the antibiotic to poison. Și din cauza acestei mutații nu pot să producă enzima care convertește antibioticul în otravă. So they survive. Deci ei supraviețuiesc. But they survive because of a loss of genetic information. Supraviețuiesc din cauza unei pierderi de informație genetică. So the patient takes the medicine. Deci pacientul ia medicamentul. It kills off the normal H. pylori. Care ucide helicobacterul normal. The mutant has babies. Și mutantul se reproduce. And then the doctors have to figure out how to kill that. Și apoi doctorii trebuie să găsească o cale de a-i ucide pe aceea. But the mutant is not an improvement on the bacterium. Dar mutația nu este o îmbunătățire a bacteriei respective. And it's not changing into something else. Și nu se transformă în altceva. And if the mutant and the normal were put out into the soil. Și dacă cel normal și mutantul ar fi puși afară în sol. Nature would select out the mutant. Natura ar elimina prin selecție mutantul. Because it is not as fit to survive
outside the presence of antibiotics. Pentru că nu este așa de potrivit să supraviețuiască în afară prezenței antibioticului. So the Bible says that we now live in a fallen world. Deci Biblia spune că noi acum trăim într-o lume decăzută. It's not the original creation. Nu mai este creația originală. God cursed the creation when Adam sinned. Dumnezeu a blestemat creația atunci când Adam a păcătuit. And so mutations are the consequences of God's judgment on the creation because of Adam's sin. Deci mutațiile sunt consecința judecății lui Dumnezeu asupra creației din cauza păcatului lui Adam. So in the beginning there were no mutations. Deci la început nu au existat mutații. There was no disease, no suffering, no death. Nu exista niciun fel de boală, suferință sau moarte. But now we have those things. Dar acum avem acele lucruri. And we have an increasing genetic accumulation of mutations. Și avem o acumulare genetică de mutații crescândă. But one day Jesus is coming again. Dar într-o zi Iisus se întoarce. And he's going to create a new heavens and a new earth where there won't be any disease or death. Și va crea un nou cer și un nou pământ unde nu va mai exista boală sau moarte. So the evolution tree of life and the creation forest of life. Deci arborele vieții evoluționist și pădurea vieții creaționistă. There really is no scientific evidence for evolution. De fapt nu există dovadă științifică pentru evoluție. But science confirms what Genesis says. Dar știința confirmă ceea ce spune Geneza. That God created different kinds to reproduce after their kind. Că Dumnezeu a produs diferite feluri ca să se reproducă după felul lor. So natural selection is a fact. Deci selecția naturală este un fapt dovedit. Mutations are a fact. Mutațiile sunt un fapt dovedit. But natural selection plus mutation equals evolution from microbe to microbiologist. Dar selecția naturală plus mutație să ducă la evoluție de la stadiul de moleculă la microbiolog. That's not fact. Asta nu este un fapt dovedit. That's a myth. Asta este un mit. Being taught as fact in virtually every university and school in the world. Este predat ca fiind un fapt dovedit în efectiv orice fel de școală sau universitate din lume. And I draw that conclusion because regarding the origin of the first simplest living organism. Și trag această concluzie pentru că dacă ne uităm la cel mai simplu organism viu, information doesn't come from matter. Informația nu provine din materie. And as far as evolution in the past, și dacă ne uităm la evoluție în trecut, there are no indisputable transitional fossils. Nu există fosile intermediare necontestabile. Just a handful of highly debatable examples. Doar câteva exemple pe care le dezbate multă lume. Which if we have time we could go through and show. Dacă am avea timp am putea să trecem prin fiecare și să arătăm. That they're either examples of variation within a kind. Că sau e vorba de exemple de variații în interiorul unei familii. Or sometimes they're misinterpretations. Sau uneori sunt date interpretate greșit. And as I'm going to show tomorrow when we talk about ape men. Sau așa cum vă voi arăta mâine când vorbim despre omul maimuță. Sometimes there have been deliberate misrepresentations of the fossil evidence. Uneori au fost reprezentări greșite intenționate ale colecțiilor de fosile. And as far as natural selection and mutation producing evolution today. Și dacă e să vorbim despre cum selecția naturală împreună cu mutațiile produc evoluție astăzi, nature doesn't produce any new information. Natura nu produce informație nouă. It only shuffles existing information. Doar amestecă informație existentă. Or loses information. Sau pierde informație. So when we really look at the real world carefully. Deci dacă ne uităm la lumea reală cu grijă, atent. Evolution just doesn't fit the facts. Evoluția nu se potrivește cu faptele. And the reason that evolution is wrong. Și motivul pentru care evoluția e greșită. Is because those naturalistic assumptions are wrong. E pentru că ipotezele, presupunerile naturaliste sunt greșite. But when we start our thinking with the word of God. Dar când începem să ne gândim cu cuvântul lui Dumnezeu. It makes sense of what we see. Ceea ce vedem are sens. So the battle is not at the level of the scientific facts. Deci lupta nu este la nivelul faptelor științifice. The battle is at the level of the assumptions that are used to interpret the evidence. Deci lupta este la nivelul ipotezelor care stau la baza interpretării dovezilor.
Most of the scientists in the world say evolution is a fact, take my word for it. Cei mai mulți oameni de știință din lume spun că evoluția este un fapt dovedit și crede-mă pe cuvânt. God says I created the world and I created creatures to reproduce after their kind. Dumnezeu spune că eu am creat lumea și am creat viețuitoare care se reproducă după felul lor. Take my word for it. Credeți-mă pe cuvânt. And so, if you're a Christian here tonight, și atunci dacă ești creștin în seara asta, you have to decide whether you're going to believe what God says. Trebuie să decizi dacă vei crede ceea ce spune Dumnezeu. Or you're going to believe what the majority of scientists say. Sau vei crede ceea ce spune majoritatea oamenilor de știință. But the scientists don't know everything. Dar oamenii de știință nu știu tot. That's why they're scientists. De asta sunt oameni de știință. And the scientists make mistakes. Și oamenii de știință fac greșeli. And that's why they rewrite their textbooks every few years. Și de din acest motiv își rescriu manualele tot la câțiva ani. And most of the scientists are trying to explain the world without God. Și cei mai mulți oameni de știință încearcă să explice lumea fără Dumnezeu. So they don't have to feel morally accountable to God. Ca să nu se simtă trași la răspundere din punct de vedere moral în fața lui Dumnezeu. So I encourage you to check out some of the resources. Deci vă încurajez să vedeți câteva dintre resursele. And if you read English, și dacă citiți în engleză, we have over 10,000 articles on our website. Avem peste 10.000 de articole pe site-ul nostru. And so I encourage you to check that out. Așa că vă încurajez să intrați și să citiți acolo. We have some questions. Yeah, let me finish with a passage of scripture. Vom încheia cu un pasaj din scriptură, din Romani capitolul 1 versetele 18 și 19. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care năbușă adevărul în nedreptate, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. So the fingerprints of God are all over his creation. Deci amprentele lui Dumnezeu sunt peste tot, peste creația lui. If a person doesn't see it, dacă o persoană nu le vede, it's not because he can't. Nu este pentru că nu se poate. It's because he won't. Nu pentru că nu le poate vedea, ci pentru că nu vrea să le vadă. And we have all suppressed the truth in unrighteousness. Și cu toții am acoperit adevărul în păcat. But that God who created also became a man in the person of Jesus Christ. Dar acel Dumnezeu care a creat a devenit și un om în persoana lui Iisus Hristos. To die for our sins. Să moară pentru păcatele noastre. So that we could be restored to a right relationship with God. Pentru ca noi să putem fi puși înapoi într-o relație corectă cu Dumnezeu. Ok. Întrebarea 1. Există totuși în colecția de fosile o fosilă care arată o schimbare între două feluri diferite, între două familii, și se numește Archaeopteryx, o pasăre care seamănă cu un dinozaur. Ce crezi despre asta? The question is about Archaeopteryx. Bun, întrebarea este despre Archaeopteryx. That this is a fossil that proves that dinosaurs evolved into birds. Și că asta ar fi o dovadă că dinozaurii au evoluat în păsări. No, it doesn't. Nu, nu este așa. There are evolutionists who would agree that Archaeopteryx was 100% bird. Sunt evoluționiști care ar fi de acord cu faptul că Archaeopteryx a fost 100% pasăre. There are true birds deeper in the fossil record than Archaeopteryx. Și există păsări adevărate complete mult mai adânc în straturile geologice decât unde a fost găsit Archaeopteryx. Dr. McIntosh will talk about that tomorrow when he talks about dinosaurs. Dr. McIntosh o să vorbească despre asta mâine când vorbește despre dinozauri. Cum rămâne cu bozonul Higgs, particula lui Dumnezeu? I think I'll let Dr. McIntosh deal with that. I'm not a physicist. Eu nu sunt fizician, să las tot pe Dr. McIntosh să se ocupe de asta. Whatever they have found, they didn't find the particle that caused all of us to be in existence. Dar orice au găsit, nu au găsit o particulă care ne-a făcut pe noi toți să existăm. Because that non-living particle, pentru că acea particulă fără viață,
isn't going to produce by itself the first living cell and the DNA of that living cell. Nu o să producă ea în sine prima celulă vie și ADN-ul din acea celulă vie. So it's pretty incredible that scientists want to believe that there's a God particle that caused everything. Deci e destul de incredibil că oamenii de știință vor să creadă că există o așa numită particulă a lui Dumnezeu care a creat totul. When everything around us, the chairs you're sitting in, we know they're not the result of a God particle. Când știm că tot ce este în jurul nostru și scaunele pe care stați nu sunt rezultatul unei particule a lui Dumnezeu. They're the result of intelligent creators. Sunt rezultatul unor creatori inteligenți. Întrebarea zice că oricât de mult ar fi trăit Adam și Eva și oricât de mulți urmași ar avea, care s-au mulțit între ei, n-ar fi trebuit să sufere de boli genetice care se amplifică prin incest? Ok, the question is making a false assumption. Deci, întrebarea pornește de la o ipoteză greșită. First assuming that Adam and Eve had all kinds of genetic mistakes in their DNA. În primul rând presupune că Adam și Eva aveau tot felul de greșeli genetice în ADN-ul lor. But Adam and Eve didn't have any mutations. Dar Adam și Eva n-au avut nicio mutație. Their bodies were created perfectly. Trupurile lor au fost create perfect. Second, în al doilea rând, the law in the Bible against marrying a close relative, legea din Biblie care este dată împotriva căsătoriei cu o rudă apropiată, did not come until the time of Moses. Nu a venit până la vremea lui Moise. 2600 years after Adam. 2600 de ani după Adam. And so it wasn't a moral law that you couldn't marry a close relative. Și n-a fost o lege morală cum că nu puteai să te căsătorești cu o rudă apropiată. And at the beginning there was no risk of marrying somebody close to you that you would produce deformed babies or. Deci la început nu a fost un pericol că dacă te căsătorești cu cineva apropiat de tine vei avea copii deformați sau ceva de genul so, ăsta. So who did Cain marry? Deci cu cine s-a căsătorit Cain? Well, he married either a sister or a niece. S-a căsătorit sau cu o soră sau cu o nepoată. We all marry a relative. Toți, până la urmă, ne căsătorim cu o rudă. We just don't marry close relatives today. Doar că nu ne căsătorim cu rude apropiate în ziua Because de azi. The chance that we both have the same mutation is very high. Pentru că șansa să avem amândoi aceeași mutație este destul de mare. The evolutionist has a bigger problem. Evoluționiștii au o problemă mai mare. He doesn't marry his relative. Dacă nu se căsătorește cu ruda lui. If the first man or woman didn't marry his or her relative. Dacă primul om nu s-a căsătorit cu ruda lui sau ei, then he or she had to marry an animal. Atunci ar trebui să se căsătorească cu un animal. So then you'd have to believe that both a man and a woman, complete human, evolved at the same time in the same place. Deci atunci ar trebui să crezi că și masculul și femeia, și bărbatul și femeia au evoluat deodată în același fel, în același loc. If we didn't have any mutations, there wouldn't be any biological reason why you couldn't marry a close relative. Dacă n-am avea mutații, n-ar exista niciun motiv biologic pentru care să nu te poți căsători cu o rudă apropiată. And before the law of Moses, there was no law from God that you couldn't marry a close relative. Și înainte de legea lui Moise, nu exista nicio lege a lui Dumnezeu prin care să se ceară să nu te poți căsători cu o rudă apropiată. Thank you. Mulțumesc.